Nici nu s-au risipit bine aburii Victoriei că Vladimir Putin a și anunțat consolidarea organizațiilor militare pentru a contracara ceea ce el numește acțiunile teroriste antirusești și a ordonat Serviciului Federal de Securitate să-i pedepsească exemplar pe combatanții ruși care luptă alături de Ucraina. La fel de pornit este și împotriva voluntarilor străini care susțin cauza Ucrainei. Unii dintre aceștia sunt români. Jetica, grupul de luptă format din voluntari români, a postat pe internet un clip despre care spune că îi arată pe luptători în acțiune în regiunea Belgorod din Rusia. Distanță, distanță între voi! Vezi că trag pasilele graiți, uite-te ce aici. De peste o săptămână, partizani ruși pro-Kiev, dar și voluntari străini din Legiunea Internațională, români, ceceni, bieloruși și georgieni, sunt foarte activi în zona de frontieră ruso-ucraineană. Au ocupat câteva sate și duc lupte grele cu trupele ruse. Potrivit conducerii Legiunii Rusia Liberă, partizanii vor astfel să forțeze Kremlinul să mute aici unități rusești de pe frontul din Ucraina. Мы взяли администрацию, среднюю школу и третьи сутки держим. Într-o postare pe Facebook, voluntarii români, care merg pe cont propriu pe front, spun că au făcut mai multe incursiuni în satele rusești de frontieră, unde n-ar fi găsit urmă de autorități sau de secții de poliție funcționale. Președintele Putin pretinde că situația este sub control. Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, а не, да и всякого рода отребия, которые по-разному, все эти попытки провалились. Realitatea din teren este însă cu totul alta. Sute de militari ruși ar fi fost uciși, zeci de mii de civili au fost nevoiți să plece, mai multe localități sunt distruse, iar orașul Belgorod este bombardat zilnic de ucraineni, cu drone kamikaze. La întâlnirea cu șefii FSB, Serviciul Rus de Informații, care are în grijă și granițele țării, Putin a cerut măsuri nemiloase pentru lichidarea insurgenței. Поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. Ну а что касается вот этих предателей, то их хозяева их сегодняшние вообще не жалеют. Ну, по делам. În acest timp, europenii caută soluții pentru a sprijini Ucraina în absența ajutorului american. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a propus astăzi Uniunii să achiziționeze armament pentru Kiev, folosind veniturile generate de activele rusești înghețate în Europa. Concomitent, europenii sunt preocupați și de propria securitate. Nikogo nie straszę i staram się być ostrożny w sformułowaniach. Wynika z tego, że my musimy gromadzić zapasy, środki, pieniądze i przekierowywać kierunki decyzji w związku z zagrożeniem agresją ze strony Rosji w jakiejś niestety niedalekiej perspektywie. Zero paniki, zero lęku, ale najwyższa powaga, odpowiedzialność i decyzje, które musimy podjąć, nawet jeśli będą kosztowały nas, nie wiem, popularność czy akceptację. Guvernul polonez a lansat un plan de protecție a populației civile în caz de război, prin construirea a sute de adăposturi subterane, recondiționarea celor existente și pregătirea militară a cetățenilor.